Vă salut, prieteni! Am revenit după anul nou, după 2024. Apropo, la mulți ani tuturor, să aveți un an minunat! Am revenit aici la acel Alabai. Sunt, vă dați seama, la a doua ședință. Sunt tare curios să vedem cum reacționează când mă va vedea. Mare lucru nu o să facem acum față de ce am făcut data trecută, o să inserăm puțin câte puțin elemente noi care să îl pună în situația de a accepta lesa, presiunea pe lesă, cu mici misiuni, cum ar fi să se urce pe scări, sau să se oprească, sau să nu mă acceseze pe mine dacă asta dorește. Deci astăzi avem a doua ședință cu Alabaiul. Stați aproape! Ia să-l vedem, se bucură sau nu se bucură? Întâi trebuie să mă rememoreze. Ia să vedem ce face băiatul. Ce faci, mă, copil? Te bucuri sau nu te bucuri? Te bucuri sau nu te bucuri? Uite-te. Hai, vină și ea de aici. Bravo, băiete. Seamă, copil. Mai vrei? Mai vrei? Ia uite. Opa! Îți cam place, nu? Haide, vino încoace. Ia, ia. Haide, ia de aici. Nu vrei. Nu vrei. Ia. Poion. Bun. Hai că vreau să intrăm în curte și să lucrăm în curte, da? Da. Bravo, bravo, bravo. A urcat, îi dai recompensă. Bravo. Nu să mai bolo aici. Bravo, băiete. Foarte bine. Deci continuăm manevra cu scările. Haide să... Așa, bravo. Hai și înapoi. Deja mă acceptă mai bine aici în curte, în preajma să... Așa, așa, vină în coace. Ai mai făcut exerciții cu scările? Hai, hmm? L-ai mai făcut? Da, și pe scări și afară. Hai, încearcă. Hai să tragi un pic, să împingi un pic de les. Să împingi un pic de les. Da? Să împingi un pic de les. Așa, adică? Să faci lesa, să tensionezi lesa, uite așa. Să tensionezi lesa și să ții un pic tensionată și după aceea să-i dai. Okay. Dă-mi e castron. Dă-mi eu castron. Bun, haide. Haide. Deci trebuie să ții lesa, ia de aici. Să ai un backup. Așa, laudă-l. Vei ține lesa întinsă un pic spre... Apucă de lanț. Apucă de lanț. Ce? Așa, vei ține un pic lesa, vino pe partea asta, întinde un pic până când îl dezechilibrezi să urce sus. Trage, trage, trage. Așa, și acum îi dai recompensă. Asta e ideea. Trebuie să înțeleagă legătura asta dintre tensiunea lesa care îl ghidează și mâncare, da? Da. Bun, hai încă o dată. Hai să... Hai. Deci, tensiune în lesă, da? Așa, laudă-l. Iei de aici și dai. Bravo, super. Bravo. Super, da? Bun. Hai. Bravo. Hai cu mine. Hai, cheamă-l, tensionează-l un pic. Așa, și cheamă-l. Hai. Bun. Hai de... Bun. De castron, nu am zis. Nu-i nimic. Hai. Așa, laudă-l. Bravo. Hai de... Trebuie să-ți păstrezi în mână câte o recompensă, da? Acum nu am nimic, da? Bun. Nu-i nimic. Hai. Haide. Hai la reții. Hai. Și spui să urci. Îl ghidonezi un pic, da? Așa, din les. Așa, așa. Perfect. Laudă-l pe băiat, ia de aici și dă-i. Bravo, Asad. Bravo, foarte bine. Excelent. Mai ia de aici ca să ai cu tine. Da? Bravo, mă, băiete, mă. Ia uite, mă, ce băiat bun. Du-te. Îl tensionezi. Bun. Îi dai o recompensă că vine cu tine. Bun. Da, încearcă să-i dai din mână, da? Da, haide. Hai. Îl urcă. Hai. Așa, ține tensiune, ține tensiune și hai. Pune-i recompensa jos. Așa, hai. Bine așa, foarte bine. Exact, se obișnuiască cu aceste așa zise impulsuri în lăsă, da? Bravo. Foarte bine. Vino, ia recompensă de la mine. Mai. Bun, și la fel faci. Bravo. Laudă, băiatul, bun. Bravo. Acum,
Ia de aici, dacă coboară, reține-l de lăsă și trage-l un pic înapoi. Să rămână sus? Da, ia-ți lăsa mai din scurt. Da, mai din scurt. Așa, și îl tragi către sus, către sus, așa. Către sus, către sus îl tragi. Așa, așa, așa. Acum mai dai. Bravo. Dă-i din mână, te rog. Da? Hai, dă-i din mână. Pur și simplu din palmă îi dai. Așa, perfect. Bun, ia de aici. Bravo, sat, bravo, băiete. Bravo, copil. Nu mănâncă, frumos. Dă-i și acolo o recompensă din mână. Da? Hai, și vino. Același lucru, tensionăm lesa, îi limitezi accesul, ghidează-l către încolo și iarăți recompensă, da? Hai, așa. Așa, și acum îi dai. Bravo, Asad. Vreau să-i dai din mână, ok? Nu prea am mâini. A, ok. Bun, nu, te, nu pleca, reține-l și invită-l din nou sus. Asta e ideea. Hai, și arată-i și recompensă. Da, hai că el dă din coadă, e bine. Bun, dă-i acum, bine, băiat. Mai ia de aici, să ai. Bravo, Asad, bravo. Și acum rămâi un pic pe loc, uite ce dă din codiță, e bine dispus. Îi place. Deci în largul lui, acum am prezența alese, ceea ce contează enorm. Mai dă-i recompensă, că stă acolo, dar dă-i din palmă. Da? Ah, ok, ok, bun, am înțeles. Bun. Foarte bine. Tu rămâi pe loc. Eu mă mișc un pic și dacă... Acum ridică-l. Ridică de lăsă. Tensionează ușor. Așa. Așa, și invită-l. Trage de lăsă. Trage, bun. Așa. Exact. Și acum îi dai. Foarte bine ți-a ieșit, foarte bine ți-a ieșit. Bun, du-te tu cu liber acum, da? De la liber? Cu liber încolo, da. Hai. Bine, trebuie să ai recompensă la tine, bravo. Du-te. Ce-am lăsat asta aici, s-ar putea să vrea să se apropie de ea, dar tu îi limitezi accesul și dai de la tine, uite acum. Da? Așa, dă-i-o. Dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. Să vadă. Arată-i unde e. Și acum vino, cu lăsa mai din scurt, cu o mână îl ții pe loc, cu o mână iei tu de acolo, da? Da. Hai să te văd. Așa. Vede că iei de acolo, foarte bine. Bun, bravo, Sad, bravo, băiat. Bravo, drăguțule. Nu te ții de el din codiță. Ți-l mai bun cățel. Bravo, bravo. Și acum, hai. Invită-l sus pe ciment acolo. Unde, acolo? Aici. Schimbăm un pic locul. Tot așa, când ajunge aici, întinde un pic lăsa, da? Dragi prieteni, aceasta a fost ședința noastră, a doua ședință cu Asad, puiul de alabai, de ciobănesc asiatic. Finalizăm aici, au fost câteva exerciții de condiționare, bazându-ne pe decoruri. L-am obișnuit să se lase reținut de lesă, să se lase ghidat de lesă, cu perspectiva recompensării, bineînțeles. Inclusiv am mers mai departe la procesul de împrietenire a mea ca instructor dresor al acestui câine și al acestui băiat Damian, da? Și am făcut un pas înainte. Asad se pare că mă place, eu sunt băiatul care aduce puiul în consecință. Ne oprim aici cu ședința aceasta, ne vedem data viitoare să vedem cum evoluăm. Scopul nostru, nu uitați, este să-l scoatem din curte și să începem să îl învățăm să se miște în lesă pe stradă, apoi să-l obișnuim să urce în mașină și apoi să mergem chiar la parc cu el, să descopere lume. Ne vedem data viitoare. Scrieți acolo în comentarii, știți voi, subscribe, like dacă vă place, comentăm, puneți întrebări, eu vă răspund și învățăm cât mai multe din toate aceste experiențe pe care eu vi le împărtășesc. O zi bună să aveți!